Salut și bine am găsit la un nou episod în care vedeți că avem aici o priveliște șarmantă într-adevăr. Suntem la etajul unei căsuțe selecte și cochete din Los Santos, cred. Sper să nu greșesc și dacă greșesc asta este. Priveliștea este într-adevăr, da, este greu să o descrii, dar este oricum ce trebuie. Vedeți, putem da așa o mică raită, avem și piscina aici jos, avem de toate, deci tot ce ne trebuie. Bineînțeles, putem coborâ pe aici, ca să vedem care e treaba. Ce vreau să vă arăt eu e faptul că... astea sunt gen modurile alea Redux, care aduc o altă culoare jocului, deci îmbunătățesc cu mult, mult de tot jocul. Puteam să mă duc pe acolo, pe la ușă, prin casă, la ce stare, facem și noi ceva mai practic. Și se îmbunătățește cu mult, cu mult grafica jocului, de se vede clar că se vede mult, mult mai șmecher jocul și n-am observat să facă lag sau alte chestii. Sper să n-am muzica pornită sau alte chestii. O să vedeți, mașinile se văd altfel și toate cele. Bun, muzica este oprită. Ca și idee, în interior nu sunt mari modificări, doar că dacă, de exemplu, se întâmplă să lovești mașina sau alte chestii, vei avea surpriza că nu poți să o mai... De exemplu, nu poți să mai virezi, nu poți să mai faci multe chestii. Am putea să mergem, nu știu, undeva, să urcăm mai bine sus, undeva, să vă arăt cam care e treaba, cum se vede de sus și din alte zone. Oricât e mult, mult mai roleplay jocul și ce am observat eu, nu scade FPS-urile mai deloc. Deci acum, nu știu dacă am 60 în permanență, dar oricât merge super, super bine jocul și dă o altă tentă jocului modul respectiv. Modul mai are încă vreo 4 GB plus încă un program care vă mai trebuie. Deci se vede clar că dacă, de exemplu, ai lovit-o puțin, o să observ faptul că se cotește mult mai greu. Avem sus acolo Vinewood, avem și o căprioară, deci e roleplay pe bune. Sunt multe chestii care nu sunt în jocul normal. Ia să mergem să vedem dacă putem să omorăm căprioara. Chiar sunt curios, dar nici nu cred că putem să ne ținem după ea. Uite-o aici. Bau, am dat în căprioare direct. Vedeți? Deci e roleplay și n-am nimic de reproșat la modul ăsta. Modul sau ce sunt el. Deci, doamne, iartă-mă, nu vrea să iasă asta din mașină? Chiar vrea să rămână acolo. Și, de exemplu, dacă sare bara mașinii sau alte chestii, o să vedeți că bara sare pe bune, adică scade până jos în drum. Sau, uite, de exemplu, orice fel de chestie pe care o faci, o să vezi că e super realistică. Și îmbunătățește pe bune, super, super mult. Uite, am omorât căprioara, ce părere aveți până ca asta? În jocul normal nu știu dacă sunt astea, dar... Mamă, dar uite că e și cum arată, adică e... Bine, mulți compară grafica asta cu modurile astea cu grafica din GTA 6, gen. Dar nu cred că se poate vorbi despre asta momentan. Hai să urcăm sus acolo ca să vedem care e treaba. După aceea să mergem prin oraș. De fapt, hai să mergem prin oraș întâi și mai vedem apoi. Uite, și uite ce mașini mișto sunt. Stai pe loc, țiganule. Nu știu dacă sunt în jocul normal. N-am jucat foarte mult GTA 5, dar cred că asta nu e. Cel puțin nu în stilul ăsta. Și Inferno se arată mult mai bine și Bullet arată mult mai bine. Deci sunt multe mașini care arată super, super bine. Din bord vedeți că nu se vede clar așa bordul. Nu știu de ce. Dar oricât, uite cât de mișto poate să arate mașina asta. Și dacă e să vedem și cam cât prinde ca și idee. Aș vrea să-i dau dinăuntru, dar... Și aș mai vrea să mai bag gen... modurile alea să ai și kilometrajul. Ca să nu mai stai, știi, gen să stai din mașină mereu să vezi care e treaba. Dar cred că pot să găsesc un mod ceva. Uite, ca și idee. Mamă, ce mașină faină era, era McLaren sau ceva gen. Dar vedeți, se cotește foarte, foarte greu. Deci e roleplay, roleplay. Nu mai așa ușor de cotit, nu mai... Ia să vedem, uite ce mașină e asta, asta e Lamborghini sau ce. Nu știu, dar arată bine, deci trebuie să o încercăm și pe ea. Stai, prietene, nu mai... Nu știu ce e exact, dar este T20-ul, cred. Da, T20-ul este. Parcă în jocul normal, nu știu exact dacă arată așa, dar oricât e ok, adică chiar arată super, super bine modul respectiv. Uite, aici coborâm așa ușor. Uite, o vacă, căprioare sau ce e asta. Uite, balonul din ăla care este și în sump. Și uite, la frânare, de exemplu, se vede că se ridică, se... Ăsta, spoilerul din spate, eleronul. Și mașinile au o altă strălucire, culoare cu totul și cu totul alta. Sunt îmbunătățiri ca lumea, ca lumea, ca lumea. Hai să intrăm pe autostradă. Mamă, uite cum accelerează, ești nebun. În jocul normal nu știu dacă prinde atâta. Deci uitați-vă cum se duce. Și acum, nu știu, cred că nu o să mai rezist mult, era de așteptat. Dar ca și idee, uite, am... Prinsesem 180 de mile, ceea ce e foarte mult. În jocul normal nu cred că ajunge la atât. În niciun caz, uite, 180 de mile, da. Ceea ce e mult, e mult, e mult și nu știu dacă mai rezist. Se vede clar că și în oraș se vede mult, mult mai mișto, e mult, mult mai reușită grafica asta. Uite, putem să mergem așa, de exemplu, pe stradă să vedeți cam cum se vede. Nu face pic, pic de lag.
Și dacă vreți să știți cam pe ce componente îl joc eu, aveți în descrierea canalului. Procesor, placă video, tot. Deci niciun pic de lag, merge super, super bine jocul, fără vreun fel de problemă. Și foarte, foarte multe îmbunătățiri. Deci grafica este mult, mult îmbunătățită și chiar îți dă chef să te joci. Și fețele, oameni și toate cele, chiar sunt cu mult îmbunătățite. Și mult mai roble, se mișcă mult mai altfel. Ați văzut că sunt și animale noi și alte chestii. Doar că nu știu să le instalez, mie mi le-a instalat Wayfix, salut cu metri, mulțumesc pentru ajutor. Și încă ceva, nu puteți filma decât am văzut eu cu OBS-ul, modurile respective, pentru că se vedea crash. Iar eu acum filmez cu Shadowplay-ul, sper să fie tot în regulă și să nu fie probleme de genul. Plus că cu Shadowplay-ul poți să filmezi și în 4K dacă e nevoie, dar asta doar ca să fac un scurt test sau alte chestii, nu cred că... Nu neapărat să demonstrezi ceva, doar un scurt test. Oricât, deci eu știu că mașina asta în joc nu cred că prindea atât, în jocul normal. Și încă ceva, mi se pare că nu poți mai joci online cu modurile astea, cred, s-ar putea să nu mai poți juca. Dar nu știu, puteți să vă dați și voi cu părerea despre modurile astea și uite ca și idei, uitați-vă ce genți are. Și arată super, super bine modul. Uite și dacă se privește așa în ansamblu, chiar arată mișto, mișto rău tot. Mi-am luat și un save game ca să am și eu ceva bonus și alte chestii. Dar oricât, trecând peste faza cu save game-ul și alte cele, ați văzut că mașina nu cred că prinde așa în jocul normal. Mă refer la 180-200 de mile, ce înseamnă deja vreo 300 la oră. Deci chiar nu cred că prinde. Ia să mai căutăm o mașină care arată bine, doar că pe aici pare fi o zonă mai de periferie așa și nu are lumea bani. Uite mașina aia ce bine arăta. Scotăm ceva care la fel arată. Ia să vedem asta. Nu este strălucită. Mă așteptam să facă lag, mă așteptam să nu mai meargă la fel de bine jocul sau alte chestii, dar e chiar bine, bine. Bine, poți să-ți faci gen de la început o salvare nouă și să joci gen pe salvarea respectivă, să-ți faci mașină și toate cele, să explorezi și misiunile și alte cele, că na, sunt altfel când le joci cu alte grafic, uite, se vede ca și pe... La fiecare detaliu e îmbunătățit cu mult. Și am văzut că oricum mulți au făcut clip despre chestia asta, doar că el a făcut mai editat, gen, a luat fiecare parte din joc. Uite, avem hammer-ul, ia să nu știu hammer-ul, opa, perfect. Foarte mulți au făcut gen, au luat o parte din joc cu mașinile, o parte cu animalele, o parte cu altceva și le-au unit. Dar uite cum strălucește vopseaua de pe mașină, sunt multe, multe chestii cu mult îmbunătățite. O să te în calea lui ăsta, că ne permitem. Hai să mai căutăm ceva mașinuțe care arată bine. Da, ok. Nu e nicio problemă. Avem o steluță, dar nu trebuie să vă panicați pentru că o să treacă. Mașina asta americane, unele dintre ele arată super, super bine. Dinăuntru, na, este cam aceeași chestie, doar că e mult mai roleplay. Și vedeți, drumul, toate detaliile, luminile mașinilor, toate sunt mult mai accentuate, să zicem. Dar aș vrea să găsesc cu mașină. Asta zici că e Ford Mustang, de exemplu, dar... A, oare? Da, cred că aia și e. Sau nu Mustang, Chevrolet din ăla Camaro, oare? Stai, prietene, să îți arăt o schemă. Așa, opa. Uite, se vede că și... Ai, să-mi trag una ce mi-a dat ăsta. Deci, uite, se vede clar că e lovit la cap, sau că e vai mama lui, dar merge, adică mai poate. Uite, Monopoly acolo, frumos. Reclamă mascată, am putea zice. Da, deci e gen... Gen ăla Camaro, ceva de genul. Oricât nu e cine știe ce, cel puțin pe accelerație, cred că T20-ul e forță. Avea verde de el, nu știu dacă avea, de oricum, uite. Deci cum arată mașina, arată super, super bine. Și cred că o să joc pe live, trebuie să joc și pe live chestia asta. Uite, se cutește mult mai greu. Mamă, cum se dă asta, e gen mașină de drift. Văd eu și e tracțiune spate, mai mult ca sigur. Uite, se cutește foarte, foarte greu și se turtește imediat mașina. Deci dacă ai dat cu ea, uite. Uite, vedeți, s-au blocat roțile. Despre ce vă vorbeam, s-au blocat roțile. De exemplu, vreau să mai cotesc foarte, foarte greu, vedeți? Deci, unele zice că e enervantă chestia asta, dar astfel ai grijă mai mult de mașină, nu știu, dar vedeți, se duce. Uite, vezi și motorul, știu ce-i trebuie. Dar se blochează roțile și e cam egal cu zero, știi? Cam asta e ideea. Hai să mai căutăm ceva, că suntem în mijlocul orașului și cu siguranță trebuie să mai găsim ceva mai... ce i-am dat-o. Uite, nu mai cotești, deci... Stai să-mi dau un fum să-ți asta în mașină, ba da, am dat. Păcat. Hai să mai căutăm altceva, nu știu ce mașină să căutăm, mai... Asta e parcată frumos, așa. Doar că pe aici sunt cam aceleași mașini, în mare parte nu e ceva mai special, să zicem, decât poate ce poți să vezi pe la semafor sau alte chestii. Facem noi aici o schemă, o pornim la fire și am plecat. Asta la fel nu este solicită, dar
Uitați-vă cât de mișto se vede drumul, cât de mișto se văd multe chestii, reflexia mașinilor și timp să cred că GTA 6 va fi peste. Nu știu cum va apărea GTA 6 sau alte chestii, dar cred că va fi peste. Și la capitolul grafică și la capitolul mai multe chestii, dar oricum, e dus cam la maxim GTA 5, zic eu. Uite cum se reflectă de fapt farurile în asfalt și alte cele. Ia să vedem mașina asta, eu cred că mai mult de 100 de mile nu prinde în jocul numai sau 120. Oricum, văd că se turează mult mai mult pe modurile astea, ia să vedem. Deci văd că deja de la 100 de mile trage mult mai greu. Și nu cred că se duce foarte, foarte mult, dar oricât. Ia să vedem. Băgăm aici o manevră interzisă. Oh, stai ușor că nici mă gândeam că voi ieși cu viața de acolo. Nu știu, asta cam tot pe acolo se oprește. Deja, uite, o să vedeți că dacă ne uităm din afară, e destul de bubuită și nu mai... Uite, de exemplu, pe partea asta se vede clar că nu mai e... Deci la un impact mai puternic deja o faci praf. Dar ideea ar fi să am și o mașină puțin mai puternică, dacă tot e să fie. Astfel încât să pot să mă bag și eu prin treime, că lumea asta este și mare ca mașină. Mamă, deci am intrat sub ăsta cu totul. Uite, hai să urcăm puțin aici să vedeți care e treaba și de sus. Dar se vede clar și vegetația și tot. Și pot să zic că sunt fan al modurilor acum. Început cu Sampo, acum a trecut și la GTA 5. Uite, de exemplu, acum e căruță, nu mai e ce să mai faci cu ea. O să orice foarte... De fapt, nu e vorba că orică greu, e vorba că nu o să mai cotească cum trebuie, nu o să mai vireze, de fapt, cum trebuie, că nu e bicicletă. Și hai să încercăm să urcăm până sus, dar... Greuț rău de tot, dar... Încet, dar sigur am putea spune, să vedem cum ajungem noi acolo sus. Hai că totuși trage, ideea e la viraj o să fie puțin mai greuț. Uite, vedeți, deci nu mai... Cred că roata asta e pe stânga, cred că e blocată, dar e blocată. Vedeți, eu degeaba virez pentru că e blocată, e fix egal cu 0. Și cred că și, da, a explodat, i-a sărit cauciucul. Și dacă încep cu frâna de mână, la fel, e egal cu 0. Trebuie foarte, foarte ușor să virezi, plus că merge pe jantă acum, teoretic. Și mai e de urcat ceva, dar... Uite, era o căprioară pe acolo. Și multe, fiecare detaliu a fost luat în parte și îmbunătățit destul de mult. Nu știu, sper să vă placă și dacă vă place, o să mai facem clipuri de genul respectiv, dar acum văd că deja coborăm. Mai sigur nu o să pot urca cu ea pentru că e tăuagă. A, ba da. Cum să nu urce? Chiar și tăuagă așa, doar că o să cadă la loc. Hai să încercăm să o luăm pe asta, că asta e cred că în stare bună. Pentru că aș vrea să urcăm sus, dar de fapt hai să încercăm așa, bătinește, pas cu pas. O, aici nu o să fie chiar o idee bună. De fapt, hai că urcă așa, bătinește Franklin, că poate, e tânăr. Și neliniștit, hai că urcă pe aici, trebuie să poată, nu poate nici pe aici, nu vrea, poate. Opa, ușor că caz din picioare, prințule, scade corona. Hai că trebuie să găsim noi o oază așa să urcăm. Uite, mamă, ce chestie. Da, mă face să plâng. Hai să urcăm pe aici atunci, se vede clar, uite, și, mă rog, se văd destul de clar și pietre și pom și toate cele. Pe aici ar trebui să mă las să urc, dacă nu e țigan. Bine, e țigan, am înțeles. Așa, am urcat, uite, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, deci ca lumea, ca lumea rău de tot. Dar hai să o strească să merge la stradă din nou, ca și ideea, am urcat aici sus, dar deschide destul de sinistru. Uite cum se vede orașul acolo. Ce ai putea să cer mai mult atât, uite ce priveliște. Și uite, avem și animale sălbatice, gen, putem să mergem frumos aici. Dar au fugit căprioarele, da, păcat. Se pare că sperie și căprioarele acum. Se auzi și niște greli pe fundal, s-ar putea să auziți și voi. Sper să-i auziți. Ia să vedem mai departe. Uite, na, se vede clar și cum se mișcă iarba și absolut orice fel de detaliu se vede destul de bine. Bun, hai să vedem aici când coborâm. Coborâm în stradă. Uite, hai să vedem de aici. Uite cât de frumos se vede în partea aia. Și eolienele astea și ia uite. Deci super, super mișto. Și putem face și noi câteva chestii dacă tot... Bam, uite, ne ducem aici frumos. Deci de aici chiar că ai... de fapt stai că n-am făcut ce trebuia, de ok. Dar putem să facem, de exemplu, chestia asta. Și ne uităm de aici și bam, alegem o țintă. Bau! Uite cât de frumos se văd farurile mașinilor și orașul așa în general, uite cât de frumos se vede, deci nu știu, e super mișto. Dăm aici cu AVP-ul, cum s-ar zice, bau, bineînțeles că nu tragi foarte, foarte repede, oricât. Ei, cu asta s-ar putea să tragi destul de repede. Aș vrea să văd o mașină cu un bube de aici, de la înălțimea asta, de e cam greu să vezi. Dom'le, când întuneca, se vede, s-a lăsat seara, da. Dar uite cât de frumos se vede orașul,
și farurile în general. Hai să coborăm să mergem noi puțin cu mașina. Aici jos e drum, e drum, dar o să trebuiască să ieși la... Ia ușor, prințule, ușor, ușor. Hai să-mi trag una, ce a căzut. Ce a căzut, dar hai că e bine că ne dă la mașină și fă-mi ne dă la casa acolo și... Eu nu frumos mașina, că tot noaptea ar trebui să fie. Zic și eu, oare? Sau poate doarme și el, trage un pui de somn, ceva, nu știu. Deși nu cred. Dar hai să vedem cum se prezintă situația. După ce o să se încarce. Că oricum jocul e destul de încărcat acum, deci cu totul cred că are vreo 70 de giga. Dar merită. Deci chiar merită. Bun, m-a dat aici. Ah, ok. E bine și așa. Am ieșit pe zi. Bine, uite, dacă e să ne uităm atent, o să vedeți că tot lovit la ok. Eh, te-ai lovit, prințule, puțin așa și tu ce să faci. Hai să căutăm niște mașini din alea frumoase, ca să nu mai ajung foarte mult, uite, priveliște de ansamblu. Deci, super, super mișto cum arată. Frumos, soarele acolo, nu știu, deci chiar nu știu ce ai putea să cer mai mult de la jocul ăsta. Bine, pentru dimensiunile pe care le are, oferă destul de mult. Și story și alte cele. O să încerc să joc și în online, nu știu dacă merge cu modurile astea, dar o să încerc. Uite și pe ăsta, băi, ce frumos ești, mâncați ești. Ia. Ia, se de jos? Nu, a fugit doar. Chiar vreau să văd dacă e genul ăla de roleplay care să și reacționeze. Coca-Cola, reclame mascate, după cum am spus. Alexandru Hotel, ăștia cu care mă mai cunosc eu. Deci arată super, super mișto. Nu știu, chiar nu știu ce să vă mai zic cu privire la modurile astea. Dacă le vreți sau dacă vreți să mai pun episoade cu ele, le pun la download, vă dau un link ceva. Ia uite, bă. Mamă, ce nasol. Bun. Hai să urmăm un cam asta ar fi, dacă v-a plăcut lăsați și voi un like și ne vedem în următoarele episoade dacă vor mai fi. Salut!